Un individ cu cagula pe față și înarmat cu armă albă a intrat într-o unitate militară din Mamaia Sat în acest weekend și a dezarmat soldatul de pază. A fugit apoi cu arma acestuia și cu un încărcător cu 30 de cartușe. Ministerul Apărării Naționale a dispus întărirea pazei în toate unitățile militare. În urma incidentului, Poliția Constanțeană a instituit filtre în trafic pentru găsirea atacatorului. Ministerul Apărării Naționale anunță faptul că sâmbătă seara un militar de la Centrul 110 Comunicații și Informatică din Mamaia Sat a fost atacat prin surprindere în timp ce executa serviciul de pază în unitate. După ce individul a intrat în posesia armei și a muniției, a părăsit perimetrul unității, sărind gardul. Imediat, militarul agresat i-a anunțat de urgență pe comandantul corpului de gardă și pe comandantul unității. În această seară, polițiștii constanțeni au fost prin apel 112 cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi deposedat prin violență un militar din cadrul unei unități militare din Mamaia Sat de arma din dotare și de un încărcător. Imediat după sesizare s-au demarat activități specifice, printre care instituirea de filtre de control în trafic. Conform procedurilor legale în vigoare, parchetul militar Constanța și organele de poliție au deschis o anchetă pentru cercetarea evenimentului. De asemenea, comandantul Centrului 110 Comunicații și Informatică a numit o comisie administrativă pentru cercetarea împrejurărilor producerii evenimentului.